Tibor Selime și s-a reîntors în regie într-un meci transmis de GSP TV în turul campionatului și a reușit să dea lovitura. Osvaldo Miranda, vine golul! Golul marcat de Osvaldo Miranda. Ceva mai devreme spuneam că ploieștenii n-au izbutit să marcheze în ultimele luni în poarta Rapidului. A venit acest gol din minutul 20, un șut în forță al lui Osvaldo Miranda. Ce rezolvare a avut argentinianul. Îi lăudam jocul aerian. De această dată însă a reușit o lovitură extraordinară. Iată, cred că balonul a mușcat și din stâlpul lateral. O greșeală a lui Marcos Antonio. A încercat Candido Costa să închidă unghiul. N-a mai reușit. Un șut foarte bun. Oh, ce greșeală a brazilianului Marcos Antonio. Însă și pasa a fost una foarte bună. Candido da Costa, balonul deviat până la urmă cu șansă, rămâne în posesia Astrei Ploiești. Trătilă se împiedică, oferă lui Frunză alternativă și este gol pentru golgeterul Ovidiu Herea. O greșeală impardonabilă, dar în fine venită într-un meci amical, minutul 35. Este 1-1. I-am găsit și calități de vulpoi la Ovidiu Herea, pentru că știu de fiecare dată unde se așează. 9 goluri în sezonul trecut. Iată-l pe Strătilă. Ce mult s-a complicat. Ce înseamnă însă să nu fii jucător defensiv. Era mult mai simplu să arunce balonul în tușă. Hop! Gata să strice și gazonul. Noroc că a ținut suprafața de teren. O glumă amară însă dacă ne raportăm la starea de spirit a lui Strătilă. În fine, fotbalistul Astrei trebuie să treacă peste această greșeală. Repet însă, o greșeală impardonabilă la acest nivel. 1-1, Astra Ploiești, Rapid București. Spadasiu. Este un nivel îmbucurător însă pentru această primă repriză. S-a jucat un fotbal bun, un fotbal curat. S-a alergat mult, rare ori am văzut jucători care au stat pe teren. Cred că toată lumea... Oh, ce gol! Ce gol primește sau marchează Rapidul. Ce gol primește Cătălin Grigore. Oh, oh. Un gol înscris de Candido da Costa. E drept, un super gol, poate uluitor, însă o greșeală impardonabilă pentru Cătălin Grigore. Cred că a fost păcălit de traiectoria balonului. Să nu uităm însă, Candido da Costa îi mai oferise un balon înșelător ceva mai devreme. Hop! Da, este gol de portar. Haideți să revedem, pentru că este un gol de senzație pe o greșeală impardonabilă. Cătălin Grigore nu i-a intrat nici soarele în ochi, nici nocturna nu este aprinsă. A calculat greșit traiectoria balonului, e clar, păcălit de trasa ideală imprimată mingii de către Candido da Costa. A scos limba, parcă era fan Rolling Stone. 3 brazilieni pe care îi introduce în curând Tibor Selime și este penalti și galben pentru Dănuț Coman. Da, roșu direct, roșu direct, pentru că era ultim apărător. Dar poate că în astfel de faze e mai bine să-ți lași adversarul să marcheze, mai ales într-un meci amical. Vom revedea faultul lui Dănuț Coman. Cred că a fost o intrare de Shotokan, unul dintre stilurile de karateka. Senzația mea este însă că nu l-a atins pe Budescu. Poate doar l-a șters. Oh, da, e drept, în Ploiești aici nivelul cultural este unul ridicat. Este și teatrul celebru unde se pun în scenă piese importante. Însă cred eu că a fost și ceva teatru aici, în durerea afișată de Budescu. Este cartonaș roșu pentru Dănuț Coman, care trebuie să părăsească terenul. Va intra însă Cătălin Straton. Să vedem dacă antrenorii au convenit la o mutare. Nu, într-adevăr, Herea îi lasă locul lui Straton.
Da, am crezut că fiind vorba de un amical, așa cum se întâmpla în Turcia, fotbalistul eliminat este înlocuit, ca raportul de forțe să rămână 11-11. Șumudică însă îl salută pe Dănuț Coman. Lovitură liberă din preajma suprafeței de pedepsă. Cătălin Straton este neîncălzit, poziție bună. Dacă mingea va fi șutată pe poartă, atunci golkeeperul Rapidului ar putea avea dificultăți mari. În curând va mai intra pe teren și Bogdan Rusu, încă un jucător al Astrei Ploiești. Da, nu știu. O lovitură liberă și un șut care trimite balonul razant cu transversala. Budescu este un fotbalist tehnic. Ne-a demonstrat-o și la această lovitură liberă, însă Straton scapă basma curată. Da, eu aici am mari dubii că Dănuț Coman l-a atins pe Budescu, poate doar l-a șters, asta ca să fie un păciuitor cu amândoi fotbaliștii. Mățel, pasă bună, Bogdan Rusu și Miranda caută colțul lung, excelent Straton. Foarte bine a fost judecată faza în ansamblul ei de jucătorii ploieșteni, la fel de bună și parada semnată de Straton. Iată faza, imediat a venit pe poziție de a primi balonul Osvaldo Miranda. Lucian Goian l-a croșat acolo pe Olberdam, jocul continuă. Goian intră la 1-2, Goian și se cere faul. Se dă, suntem în minutul 94, prieteni. Parcă ar fi un meci de campionat, de cupă. Asta dacă nu cumva, la pauză, antrenorii celor două echipe au convenit ca repriza secundă să aibă o durată mai mare. Iată, tot de aici Budescu a șutat razant cu transversala la acea fază în care golkeeperul inițial al Rapidului, Dănuț Coman, a fost eliminat. Și să nu uităm, de atunci Rapid a jucat în inferioritate numerică. Deși avem parte de un meci amical, Rapid n-a putut să-și înlocuiască portarul, a trebuit să-l scoată atunci Șumudică pe Herea, cel care a marcat golul egalizator la 1. Tot Budescu, tot acolo trimite și din nou, aproape de vinclu, razant de această dată cu stâlpul din stânga porții. Se încheie acest amical, un meci de retragere pentru capitanul Astrei Ploiești, Gheorghe Rohat. 2-1 pentru Rapid în disputa cu Astra.